150 de voluntari laici, care provin din organizațiile de tineret ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, vor ajuta zilele acestea la buna desfășurare a hramului Catedralei Patriarhale. Alți peste 300 de voluntari provin din rândul clericilor. Pentru ca totul să decurgă în cele mai bune condiții, astăzi a fost organizată o întâlnire cu voluntarii responsabili de tură. Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat astăzi o întâlnire cu voluntarii laici. Aceștia sunt împărțiți în ture de câte 3 ore, iar fiecare tură are câte un responsabil care va coordona întreaga activitate. În contextul evenimentelor prilejuite de hramul Catedralei Patriarhale, prin sectorul învățământ și activități cu tineretul, au fost convocați aproximativ 150 de voluntari laici, care provin din organizațiile de tineret ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, și rolul acestora este de a veni în întâmpinarea voluntarilor clerici, care sunt convocați prin sectorul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Toți acești voluntari, cei 150 de voluntari laici și cei 300 de voluntari clerici, au o serie de îndatoriri foarte bine trasate pentru bunul mers al evenimentului prejudicat de Hramul Catedralei. Astăzi a avut loc o primă întâlnire cu o serie de voluntari pe care noi îi numim responsabili de tură. Voluntarii sunt grupați în ture de câte 3 ore, iar fiecare tură are câte un responsabil care este dator să urmărească bunul mers al lucrurilor. Voluntarii prezenți poartă permanent măști de protecție și mănuși, oferă pelerinilor materiale de dezinfectare și măști dacă nu au. Din motive sanitare, raclele cu moaștele sfinților au fost acoperite, fiecare cu un capac transparent care este dezinfectat permanent. Astăzi a avut loc o primă întâlnire cu o parte din acei responsabili de tură pentru ca ei să vadă la fața locului ceea ce au de făcut, cum decurg lucrurile, care sunt culoarele de deplasare, ca în momentul în care fluxul de închinători va crește, voluntarii să știe exact ce au de făcut și cum să se comporte în acest context. Mai mult decât atât, trebuie spus că acești voluntari laici sunt tineri care vin să acordă o parte din timpul lor, să jertfească o parte din timpul lor pentru a fi în comuniune cu ceilalți oameni. Astfel, ei sunt un exemplu în a arăta că o sărbătoare de asemenea învergură presupune în primul rând comuniune, presupune ca oamenii să fie alături de oameni, să se respecte, să se ajute reciproc, și într-un asemenea context, atât clericii cât și laicii, se asigură ca totul să decurgă în bună rânduială și să se evite orice dificultate. Închinătorii care vor veni zilele acestea la Hramul Catedralei Patriarhale vor primi și daruri. Voluntarii au ajutat și la pregătirea acestora. Pregătirea darului a început în urmă cu 2 zile. Este un efort comun depus de sectorul învățământ și activități cu tineretul, sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Darul constă dintr-o carte de rugăciuni și 2 iconițe, icoana Sfântului Dimitrie și icoana Sfântului Ioan Iacob, iar voluntarii au fost cei care le-au pus într-un plic în condiții de igienă ca ele să fie distribuite închinătorilor la racle în zilele ce urmează. Este vorba de un număr de 50.000 de astfel de daruri, din partea prefericirii sale pentru cei care din evlavie vin să se închine în aceste zile la raclele sfinților. Există un flux unic de circulație a credincioșilor cu intrare de la baza dealului Patriarhiei și cu ieșire separată pe strada Patriarhiei spre strada 11 iunie. Programul permite un flux al credincioșilor în așa fel încât să se poată respecta riguros toate măsurile de precauție, de protecție sanitară. Aș spune că principalul cuvânt al acestor zile și care face parte din mesajul pe care Biserica îl adresează credincioșilor în această perioadă este ordinea. Trăim în ordine, avem un Dumnezeu al ordinii, al rânduielii, nu al neorânduielii. Ordinea, adecvarea noastră la realitate, la o realitate dramatică, îmbibată de suferință în aceste zile, reprezintă aproape o virtute accesibilă fiecăruia dintre noi, o virtute care, la rândul ei, are legătură cu discernământul, o altă mare virtute, pentru că această perioadă în care oamenii suferă enorm, în care suferă pierderi ale unor apropiați, ale unor rude, e vorba de o perioadă în care îl putem vedea pe Dumnezeu mai ușor printre lacrimi decât printre zâmbete. Într-o asemenea perioadă, credința noastră a fiecăruia dintre noi poate rodi lucruri precum acestea: adecvarea la realitate, ordinea,
așezarea noastră bună în momentul prin care trecem și în acest fel, evident, crearea unui climat optim și pentru rugăciune. Pentru credincioși au fost trasate marcaje clare de staționare, facilitând astfel păstrarea distanței necesare.